Lăsăm în spate nostalgia epocii de aur și ne îndreptăm atenția spre cumpărăturile pe care vor să le facă instituțiile publice din România în perioada următoare. Aflăm ce mega afacere pregătește speakerul motivațional numit politic la o structură a primăriei capitalei. Vedem cât costă să avem procese interminabile, dar digitalizate și care este prețul becurilor eco din capitala României. Începem cu afacerile din București. 10 milioane de euro urmează să fie cheltuite de Primăria Capitalei pentru locuri de joacă. Afacerea conține toate elementele unei controverse dubioase și este gestionată de administrația Lacuri, Parcuri și Agrement. În fruntea instituției este un coach certificat care, înainte să se ocupe de bugetele uriașe ale municipalității, își câștiga existența ca și speaker motivațional. Primăria Capitalei vrea să semneze un contract de 10 milioane de lei pentru furnizarea, montarea și mentenanța a 30 de locuri de joacă. Durata contractului licitat de administrația Lacuri, Parcuri și Agrement din București este de 24 de luni. În total, cele peste 10 milioane de euro urmează să fie cheltuite pentru un maxim de 380 de echipamente care vor distra copiii. Toate cele 30 de locuri de joacă vor fi amplasate în 8 parcuri din centrul Capitalei. Prețul contează numai în proporție de 75% la licitație organizată de Alpab. Un bonus de 15% este adus de garanția suplimentară, iar câștigătorul va fi decis de condiția existentă în toate licitațiile suspecte. Ofertanții trebuie să demonstreze o metodologie adecvată de lucru. Comisia de licitație va decide dacă metodologia este adecvată sau nu, așa că multe companii vor fi speriate de această condiție. Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement este condusă de Simona Corina Bega, un fost speaker motivațional care, înainte de a se angaja la stat, s-a ocupat de o firmă de apartament care nu a depășit în ultimii 7 ani un rulaj de 10.000 de euro pe an. Femeia trebuie să gestioneze bugetul de peste 10 milioane de euro al instituției care administrează cele mai mari parcuri din București.